Pe YouTube ci că ai succes în momentul în care începi să ai hateri, adică dislike-uri și comentarii din ele negativiste. No, noi avem foarte, 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 foarte puțin succes pentru că avem un singur hater. Adică unul singur care dă dislike la absolut orice video. Cred că intră, dă dislike și pleacă. Așa că avem o rugăminte aici la voi. Dați vă rog frumos, toți care vă uitați, dați like la video-ul ăsta ca să crească canalul în popularitate și să, no, să ducem mai mulți hateri. Pentru că dacă avem mai mulți hateri, atunci înseamnă că o să avem mai mult succes. Știi? No, să cumva haterii îți corelați cu creșterea. Așa că vă rog frumos, hai să creștem canalul, să aducem mai mulți hateri, să creștem și mai mult canalul. Hai cu algoritmul! Trebuie să terminăm azi albumele astea, care sunt aici la presă. Și încă unul aici, ăsta aici, și încă unul din coace, și Diana mănâncă o banană. Și după aia o să elimin computerul de aici. Gata. Nu mai am chef de nazurile și fițele lui, pentru că tot la 2 săptămâni face fițe. Și până când o să avem bani de unul ca lumea, nou, mă rog, nou, mai bun decât ăsta, îl eliminăm, pentru că doar ocupă spațiu deocamdată și când îl folosesc, îl folosesc degeaba. Trebuie făcute 3 tricouri și cuca mea e mult mai eficient așa. Și gata și cu albumele astea, mai trebuie doar puse la presă. Și mâine, duminică, luni le putem livra. Și acum o să mă ocup de birou. Adică o să-l eliberez complet. Mă rog, complet. Înțelegeți voi ideea. Prima dată o să decablez computerul, pentru că sunt milioane de cabluri care nu și-au rostul absolut deloc. Na bun, și acum că am eliberat masa în mare parte, trebuie să vedem ce rămâne și ce pleacă și na, cum ar fi mai eficient de pus toate pe aici. Așa că o să pun riserul ăsta înapoi. Așa. Pentru că dacă ați văzut cum lucrez la laptop, stau așa, tot a plecat și atunci riserul ăsta o să fie foarte bun în continuare de folosit. Și hai să și fac un test. Much better. Mult, mult, mult mai bine să stau să mă uit de aici așa la el, decât aici așa, comprima. Până acum îmi place. O să am nevoie, o să fie nevoie de un docking station, da, un dock, știi, din ăla din care iese USB-C și așa. Deci un hub din ăsta, pe scurt, o chestie de genul ăsta, așa, doar că o să aibă USB-C, intrare și ieșire și HDMI și USB-uri și briz-brizuri. Și atunci o să vin aici cu laptopul și o să-l conectez la cablul ăla și o să fie conectat la un monitor extern, la net prin cablu, la tastatură și mouse și toate astea și inclusiv alimentare, toate o să fie printr-un singur cablu. Deocamdată am cablul ăsta de USB-C cu power, cu încărcătorul ăsta de power delivery
și ăsta poate să-mi încarce laptopul, e de 30W. Îl încarcă încetuc, pentru că încărcătorul lui original e de 60W, dar e suficient, mai ales că ține bateria o veșnicie la el și, na, ca idee. Dar deocamdată o să văd ce pot face cu ăsta doar. Și-s curios dacă monitorul ăsta prin USB funcționează așa, dar ideea e să-l conectez în hub-ul ăsta, care deocamdată nu are alimentare separată, pentru că n-am aici, nu cred că am aici transformator pentru el. Nu, știu sigur că am acasă, dar da, să vedem dacă funcționează. Vedeți că ăsta e ca monitorul ăla care funcționează doar prin USB. Nebun, e conectat și dacă funcționează ar trebui să... ceva. I don't know. Din păcate, nu merge. S-ar putea să meargă după ce pun alimentare separată, dar deocamdată, oh well. Hai să vedem boxele astea dacă funcționează. Pentru că boxele astea sunt așa. Jack aici, care intră în laptop, aia e ok. Dar alimentare au nevoie tot de USB. Așa că scoatem asta de la monitor, care deocamdată nu funcționează, și să încercăm, da, cu boxele. Am auzit un bup. Și să vedem. Hei, funcționează, doar că nu vreau să luăm un copyright strike. Deci boxele funcționează. Like. Dăm chef aici. mai trebuie organizat. Asta o să-l pun deocamdată, să-l împing încolo. Monitorul ăla... unde să-l pun? Lipit de perete, cu ecranul lipit de perete și vin un pic mai încoace tot ce e sus. Acolo sus? Da. Acolo, unde sunt cutiile astea, așa, unde sunt astea, o să le trag puțin mai încoace și o să pun monitorul ăsta. Deocamdată să stea acolo degeaba. Hub-ul ăsta e temporar aici, doar că acum și boxele și încărcătorul își trag curent din bateria laptopului. Ceea ce nu e ok. Nu e ok deloc. Deci, primul lucru, trebuie un cablu mai lung de alimentare. Adică ăsta, că e doar din de 1 metru și îmi trebuie de măcar 2 metri ca să ajungă frumos până aici. Sau ce, e de jumătate de metru? Nu, e de 1 metru. Așa? Și, da, nu ajunge până acolo. Și după aia, docking station-ul. Și o să fie așa, giu-giuc. Na, și cam asta e o formă, nu forma finală, pentru că na, fără docking station-ul ăla încă e destul de awkward, pentru că trebuie să duc laptopul foarte spre dreapta și să duc cablul așa awkward pe aici prin față ca să ajungă la încărcător. Dar oricum îmi place, e mult mai clean, mai eliberat puțin birou. Și de îndată ce o să fie docking station împreună cu cablul ăla mai lung de alimentare, o să fie și mai împinse încolo și o să recupere și al doilea monitor și o să fie așa mai giu-giuc. Ce faci, Marley? Mi-au făcut plantele rădăcină și am cumpărat pământ zilele trecute, numai că pământul e acasă, așa că mi le duc acasă să mi le pun în ghiveci. Șmecher. Iar aș-a luat două tricouri din astea identice. Acum câtă vreme? Nu știu, au trecut luni. Nu știu câte, dar au trecut luni. Și vezi că le personalizează diferit, ca să nu creadă lumea că poartă la același tricou. Da, mai multe zile la rând. Și deocamdată o să fie doar unul personalizat și unul nepersonalizat. Ca să trecem peste faza cu neuniformitatea presei, am crescut temperatura și am crescut presiunea, așa, și timpul de presare. Și ies ok acum, doar că imediat nu mai am ce presiune să cresc, dar rămân fără șurub. Et voilà! Ce fain! Vie, vie!
Super nice. Thank you. De la cine ai citat-o? Eminem. Eminem. Șmecher. Yes. Și acum mergem să predăm tricourile alea două. Și da, mi se duce și telefonul sau ecranul. Habar n-am ce se întâmplă, dar se tot face verde și reacționează încet. Parcă merge saca dat. Dar e așa, aleatoriu. Dacă îl închid și, mă rog, dacă închid ecranul și îl deschid înapoi, poate își revine, poate nu. E așa, super random. Și am mai primit și update-uri de software de când a început figura asta. Habar n-am. Tot așa e. Yay, cheltuim bani din nou.